Bună ziua, domnul Laurențiu Rebega, europarlamentar pro-România, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Rebega, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Săruna, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Anul 2019 este un an crucial pentru România, aș putea spune. Ne așteaptă două serii de alegeri. Iată, vin alegerile europarlamentare, două luni mai sunt până atunci. Cum se pregătește pro-România pentru acest prim test? Din nefericire, România trăiește ani crucial de foarte multă vreme. N-am reușit să... Am zis să fiu mai optimistă. Sigur, întotdeauna există un optimist și un pesimist. Optimistul zice întotdeauna că mai rău de atât nu se poate, iar pesimistul că se poate, sau invers. Pro-România se pregătește foarte bine. Aș spune că sunt foarte bucuros de entuziasmul pe care îl arată noul proiect. Și din ce în ce mai mulți oameni care n-au făcut până acum politică ni se alătură. Acest lucru ne bucură pentru că ne dă dovadă că este un proiect care a născut speranță. Speranță că lucrurile pot fi îmbunătățite, speranță că oamenii care n-au fost până acum implicați în politică își doresc să schimbe și să se implice direct. Dar pe de altă parte ne și responsabilizează, pentru că știți, e o vorbă veche care se aplică și în ziua de astăzi, nu poți face politică fără politicieni. Avem un avantaj, dar și un dezavantaj în același timp, pentru că aceste campanii politice se duc cu politicieni cu experiență, politicieni care știu foarte multe trucuri în ceea ce privește strângerea de voturi. Pe de altă parte, din nefericire, nu există o dezbatere reală pentru alegerile europarlamentare, alegeri care ar trebui să plaseze și să poziționeze România într-o conjunctură europeană, ci din contră, vorbim mai mult de ceea ce înseamnă național, de ceea ce înseamnă la național, de ceea ce înseamnă ce face un partid sau celălalt. Eu mă bucur foarte tare de următorul lucru. Pro-România a înțeles în momentul de față că acolo unde proiectele, indiferent din ce parte provin, din ce parte a eșichierului politic provin, atâta vreme cât sunt pentru comunitățile din care provenim și pentru România, noi le vom susține. Eu cred că este o premieră pe scena politică când un partid nou înființat spune, domnule, acolo unde proiectele sunt benefice comunității din care provin membrii noștri, vom susține fără niciun fel de problemă. Mai mult de atât, ne dorim un proiect care să numească Proiectul România, care să fie îmbrățișat de absolut toți cei care vor reprezenta România la nivelul Parlamentului European din 2019 până în 2024. Dumneavoastră veți mai candida acum pe lista pro-România la europarlamentare pentru un nou mandat? Sigur, lucrul acesta se discută de foarte multă vreme. Cred că e normală o continuitate a acestui proiect, având în vedere că am început să știm foarte bine care sunt mecanismele Parlamentului European. Mai mult de atât am transferat și către zona națională anumite relaționări cu, să spunem așa, partide politice care sunt doritoare de a poziționa și România ca stat membru acolo unde este locul și vorbim de acel loc la o masă unde toate, dar absolut toate țările să fie reprezentate în mod egal. Deci vă aflați pe lista de europarlamentare? Sigur, e normal, sigur, mă voi afla pe lista de europarlamentare. Și pentru că, iată, vă aflați la încheierea unui mandat de europarlamentar, care ați putea spune că este cea mai mare reușită a dumneavoastră în cei 4 ani de zile? În primul rând, relaționarea internațională a jucat un rol foarte important. Eu, din nefericire, la nivelul Parlamentului European, n-am făcut parte din grupuri politice puternice care să poată să susțină un proiect anume, dar am depus foarte multe amendamente, am intrat în contact foarte mult cu organizațiile profesionale din România și cu sindicate. Am foarte multe lucruri, să spun așa, pozitive care ne-au apropiat ca și reprezentarea organizațiilor profesionale, dar și a sindicatelor în Parlamentul European. N-aș putea să punctez unul. Sunt foarte multe proiecte, dar din nou aș vrea să remarc aici posibilitatea ca un parlamentar să fie activ nu înseamnă neapărat să aibă foarte multe proiecte scriptice. Pentru că există o metodă de împărțire a acestor rapoarte la nivelul Parlamentului European și acesta se datorează numărului de parlamentari pe care îl are grupul politic. Deci, ideea de a fi foarte bun
cu foarte multe rapoarte, nu este o idee care să poată să facă o diferență netă între activitatea a doi europarlamentari, unul dintr-un grup mare și altul dintr-un grup mai mic. Dar am văzut că dumneavoastră ați avut tot felul de întâlniri în ultima perioadă. Ce ne puteți spune despre aceste întâlniri? Da, asta v-am spus, marele câștig al acestui mandat sunt tocmai întâlnirile internaționale pe care le-am făcut de când am început activitatea la Parlamentul European, dar în mod special în ultimii 2-3 ani, când am reușit să conectez, dacă vreți, la viața politică națională și alți parlamentari, nu numai din Europa, dar și din America, în mod special. Ce vă propuneți să faceți pentru un nou mandat? Într-un nou mandat? Am învățat foarte multe lucruri în acest mandat și cred că următorul mandat este acela în care îmi voi propune și cred că vom și reuși noi de la ProRomânia să impunem un proiect pentru România, adică unde toți parlamentarii vrem să fim un fel de coagulator de idee, unde toți parlamentarii, indiferent de apartenența politică, vor avea un singur proiect, acela să se numească România. Vor fi câteva, dacă vreți, direcții strategice pe care noi le-am identificat, fără de care România sau orice țară nu se poate poziționa în relație cu Uniunea Europeană, dar nu numai cu Uniunea Europeană, și cu celelalte state de pe glob. Cum arată colaborarea cu ceilalți europarlamentari români? Sau există colaborare la Bruxelles între europarlamentarii români? Aș minți să spun că nu există colaborare. Sigur, poate ar trebui o colaborare mai strânsă sau poate ar trebui să ne gândim cu toții că în momentul în care plecăm din România reprezentăm toți același lucru. Din nefericire au existat și câteva sincope, să spunem, în această colaborare și cu toții știm numele, nu vreau să le aduc eu în discuție, dar regretabil este că noi am exportat de fiecare dată ceea ce este mai rău din România, am exportat către Uniunea Europeană. În discuțiile pe care le am destul de dese cu colegii din alte țări, aceștia nu înțeleg rolul acestor dezbateri la nivel european, în Parlamentul European, în disputa aceasta de trimis scrisori, știți care este mai rău decât celălalt. Adică ei au învățat, indiferent cât de abruptă este diferența națională a unor partide, că acolo, la Parlamentul European, reprezintă cetățenii acelui stat. Mai avem de lucru, poate că 12 ani de Uniune Europeană nu sunt suficienți pentru noi. Îmi doresc foarte tare să fi învățat din greșelile trecutului, dar mai îmi doresc un lucru foarte tare, un consens la nivel european pentru România. Pentru că dacă noi nu suntem în stare să cerem și să ne rezolvăm problemele, nimeni, dar nimeni nu va veni să ne rezolve problemele nouă. Iată, puțin timp ne mai desparte până când Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană. Cum arată lucrurile de la Bruxelles? Am văzut, sunt tot felul de negocieri în ultima perioadă. Aș spune că arată simplu și complicat în același timp. Simplu de ce? Pentru că din momentul în care s-a început această discuție ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană, a fost o discuție care nu a atins esența. Aceasta este voința cetățenilor care prin referendum au votat decis să părăsească Uniunea Europeană. Acum trebuie să înțelegem următorul lucru. Pentru consolidarea democrației, esențial este votul. Pentru consolidarea rolului politicianului, esențial este încrederea pe care cetățeanul i-o acordă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Nimeni nu vorbește de ce s-a întâmplat acest lucru. De 60 de ani, de când există această construcție, care pentru România a însemnat poate unicul și singurul drum care ne poate, să spunem așa, consolida ca și democrație, care ne poate dezvolta, care ne poate așeza acolo unde ne este locul din punct de vedere cultural, profesional, cum vreți dumneavoastră. Românii sunt respectați peste tot în lume, artiștii sunt respectați, sunt recunoscuți și așa mai departe. Din nefericire nu îi respectăm noi în țară. Asta e cu totul altceva. Ne-am îndepărtat de la esența acestui vot. Toată lumea a tăbărât pe Marea Britanie, pe politicienii de acolo. Când de 60 de ani, la conducerea acestei instituții, numită Uniunea Europeană, s-au aflat niște partide, da? Care au făcut greșeli. Tocmai modul în care aceștia nu acceptă că au făcut greșelile și că ar trebui îndreptate, au făcut ca cetățenii să nu mai aibă încredere în aceste partide. Ăsta este motivul pentru care s-a ajuns la acest Brexit.
din nou acum Uniunea Europeană vine și încearcă să corecteze niște lucruri, dar fără a da explicații. Va fi dacă vreți, este un proiect lose-lose. Ambele părți vor pierde. Asta voiam să vă și întreb, ce se întâmplă după ce Marea Britanie? Eu am spus-o de fiecare dată. Eu cred că există viață după Brexit, Uniunea Europeană va exista după Brexit, poate dacă vom înțelege și leadership-ul va înțelege, se va întări din punct de vedere al mesajului pe care îl va da către cetățeni, dar nici Marea Britanie nu va muri. Să fim totuși realiști, Marea Britanie totuși are relații foarte strânse, istorice, cu jumătate din țările de pe glob. Deci eu nu cred că va exista. Acum trebuie să ne gândim în felul următor. Relocarea unor instituții, costurile relocării, astea le suportăm noi, cetățenii. De aceea trebuie să ne gândim de 10 ori înainte când facem o astfel de, sau când ajungem la un astfel de act decizional care nu ține cont decât de zona politică. Nu, noi trebuie să gândim foarte, foarte bine de zona cetățeanului. De-aia se duce în momentul de față o luptă foarte acerbă în ceea ce privește apropierea cetățeanului față de instituțiile europene și nu îndepărtarea lui. Am văzut că se pune problema unui Brexit fără acord, cu acord. Ce înseamnă practic un Brexit fără acord? Păi lucrurile sunt foarte tehnice aici. Sunt o categorie destul, sau dacă vreți, este o listă destul de lungă pe care ambele părți trebuie să le îndeplinească. Sunt ca niște checkmark-uri, da? Acum, e firesc ca Marea Britanie, care a profitat și a obținut anumite finanțări, într-o oarecare măsură să plătească finanțările pe care le-a obținut până acum. Dar, pe de altă parte, trebuie să înțelegem că lucrul acesta se datorează și contribuției pe care Anglia a avut-o la bugetul Uniunii Europene. Pe de altă parte, se vorbește despre forța de muncă sau se vorbește despre apartenența cetățenilor la Uniunea Europeană sau la Marea Britanie, de acordurile care se vor încheia ulterior. Lucrurile sunt mult mai tehnice, e aproape imposibil să găsești un compromis. Dar cea mai dificilă, dacă vreți, înțelegere va fi granița Irlandei. Adică, în primul rând, s-a plecat greșit de acolo. Acest lucru niciodată nu poate fi rezolvat fără acest lucru. Granița cu Irlanda este decizia hotărătoare. Putem să cădem cu orice vezi dumneavoastră, 99% din puncte, să fie rezolvate. Dacă acesta nu este rezolvat, nu se va încheia absolut niciun acord. Dar au românii din Marea Britanie vreun motiv de îngrijorare dacă Brexit-ul se va realiza într-un final fără acord? Sunt două aspecte aici. Unul, pe de o parte, cei care deja sunt rezidenți în Marea Britanie nu au ce să piardă în momentul de față, pentru că sunt rezidenți ai Marii Britanii, nimeni nu să-i trimită înapoi. Pe de altă parte, vor exista probabil, sau va exista o perioadă foarte scurtă până se va înțelege exact care va fi poziționarea față de Uniunea Europeană și care va fi acordul special pe zona aceasta. Dar eu vă mai spun un lucru și exemplul este foarte simplu. Am vorbit foarte mult cu colegii mei din Marea Britanie, cu conservatorii de acolo, care au spus în felul următor: nu avem niciun motiv de îngrijorare, pentru că noi ne dorim foarte tare ca românii să rămână aici unde sunt. Bineînțeles că vor fi și cazuri excepționale, când oamenii n-au contract, când oamenii așteaptă să-și rezolve problemele de viză și așa mai departe, ce o să fie. Dar astea sunt lucruri minore, care se întâmplă în orice piață a muncii, nu numai acolo. Fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție, doamna Laura Codruța-Chioveși, practic este la un pas de a obține funcția de procuror șef european. Cum arată lucrurile la Bruxelles? Știu că este o perioadă de negociere acolo. Ce ne puteți spune din culisele Bruxellesului? Nu am fost implicat în aceste negocieri, pentru că întotdeauna am spus în felul următor. Un parlament, fie el european sau național, n-are ce să caute în numirea unui procuror. Sunt lucruri total diferite. Dar revenind la subiectul de față, pentru că la urma urmei este un român implicat, vreau să fac o mică specificație. Este vorba de un post scos la concurs de Comisia Europeană, care nu implică niciun fel România. La acest concurs se putea înscrie absolut orice procuror care îndeplinea acele condiții. Comisia Europeană a făcut un juriu prin care alege unul sau doi sau trei candidați pentru o etapă ulterioară. Rolul Parlamentului este simplu consultativ. Da? Deci mi-ar fi greu să eu, ca parlamentar care n-am nicio legătură cu lumea justiției, să spun că X, Y, Z este mai bun decât celălalt.
nu e fiind de competența mea. Competența statului membru va veni ulterior când parchetul european se va înființa și sub acest procuror șef, fiecare stat își va trimite reprezentantul de la Ministerul Justiției, da? Lucruri total diferite. Bineînțeles, acum ar trebui să ne bucurăm pentru fiecare român care candidează la o funcție europeană. Ar trebui sau nu? Că văd că aici este o polemică eu, în România. Eu revin. Eu vorbesc din punct de vedere personal. Nu pot să mă implic într-o astfel de dezbatere, având în vedere că Parlamentul cred că nici n-ar trebui să aibă nici cea mai mică urmă de implicare. Sunt lucruri total diferite. Politica cu justiția nu sunt compatibile. Da, la momentul ăsta, cum arată lucrurile și credeți că doamna Chioveși va ajunge într-o final? Are șanse? Ce șanse există? Există în momentul de față o recomandare dată de cele două comisii din Parlamentul European, care o poziționează pe primul loc, da? Dar acum este o altă discuție în Consiliu. Se poate schimba barca, să spun în Consiliu, așa? În Consiliu știți că este vorba despre un consens și acolo cei care în momentul de față reprezintă Consiliu sunt cei care pot decide. Nu știu ce mandat va avea România sau cum va trebui să voteze, pentru că nu e treaba mea lucrul ăsta. Dar acolo un singur vot împotrivă înseamnă anularea câștigului de până atunci. Ce va însemna pentru România dacă fosta șefă DNA, Laura Codruța Chioveși, iată, va fi procuror șef european? Se va schimba ceva pentru țara noastră? Poziționarea pe care România o are poate fi întărită și prin oamenii care conduc instituții europene. Nu știu ce va însemna în anul 2021, când parchetul se va înființa, sau nu știu ce rol va avea sau cum va funcționa. Revin. Cred că politicul n-ar trebui să aibă nicio implicare în această zonă. Sunt lucruri total diferite și lucruri care nu trebuie dezbătute de politicieni. Doar acolo unde sunt, cum să spun, cazuri aduse în fața opiniei publice și unde trebuie cineva să dea explicații pentru anumite lucruri. Dar în rest, nu cred că ar trebui să fie implicat Parlamentul. Da, să nu uităm că, în egală măsură, Chioveși are câteva probleme aici în România. Știm de așa zisele dosare până la proba contrarie. Cum va face față situației? România, practic, va ancheta nou procuror șef european? Sau? Mă întrebați pe mine cum va face față cine? Că vă dați seama că nimeni nu poate să știe... Cum va fi situația asta? Adică România va ancheta procurorul șef european. Se nu va schimba ceva în relația dintre România și Uniunea Europeană, să spun așa? E greu să faci o previziune, având în vedere toate, să spunem așa, toate mișcarea asta politică care se întâmplă în momentul de față și care are, pe de o parte... un iz de a ne pune sau de a ne face nefrecventabili. Dar lucrul acesta nu se întâmplă doar pentru că s-a întâmplat această propunere. Și noi avem de mai multă vreme și ați văzut că în ultima perioadă sunt din ce în ce mai mulți politicieni care merg într-o direcție, aș putea spune, greșită din punct de vedere al mesajului față de Uniunea Europeană. Cuvântul de ordine ar trebui reforma în interesul tuturor statelor membre. Nu amenințări de genul de mâine nu mai vorbim cu voi. Nu de genul nu putem să discutăm asta dacă nu vom primi lucrurile astea sau dacă nu ne lăsați să facem lucrurile astea. Nu știu cum va arăta, e greu de spus. Dar cum este privită România la Bruxelles acum? S-a schimbat ceva? Din nefericire nu s-a schimbat nimic. Am exportat, așa cum am spus, tot ceea ce era mai rău acolo. Din nefericire, grupurile politice s-au antagonizat doar pentru că au parlamentari care spun lucruri total diferit. Și care, bineînțeles, odată cu apropierea campaniei electorale, mai spun și lucruri trăznite. Pentru că este vin alegerile, așteptăm voturi. Sigur, aici eu aș vrea să îndemn toți votanții sau toți cei care au dreptul la vot să iasă la vot. Este important să iasă la vot. Este important, indiferent dacă nu te regăsești sau dacă nu simpatizezi cu unul sau altul dintre candidați, este important să votezi. De ce? Pentru că în felul acesta arăți că societatea civilă este în momentul de față matură, măcar să poată să participe la vot. România arată rău pentru că, vedeți dumneavoastră, coerența ne lipsește în ceea ce privește unui proiectului mare.
gândiți-vă că avem comisarul european pe dezvoltare regională. Din fericire, comisarul european s-a alăturat echipei noastre la Pro-România, care ne-a arătat că există destui și suficienți bani pentru a dezvolta niște proiecte de infrastructură, de sănătate, de ce vreți dumneavoastră. Dar nu există interes, din păcate. Acum, din ce în ce mai mult vedem că nu există interes și lucrul acesta trebuie să fie văzut ca un semnal de alarmă. Dom'le, dacă cineva ne dă, câte lucruri mai puțin plăcute ar face Uniunea Europeană, pentru că nu este încă un proiect care să nu dea și rateuri, dar totuși să nu uităm că este cel mai bun proiect și cel mai bun lucru care s-a întâmplat cu România. Am luat de 3 ori mai mulți bani decât puteam să investim noi. Bineînțeles că trebuie modificate anumite raporturi între România și Uniunea Europeană, bineînțeles că trebuie avut în vedere și posibilitatea ca statul membru să vină și să propună o investiție pe o anumită zonă pe care el o consideră ca fiind prioritară, bineînțeles că trebuie să existe o mai mare înțelegere și din partea Bruxellesului că nu putem să ajungem în 10 ani cum au ajuns ei în 50 de ani. Sunt foarte multe lucruri de discutat și de analizat, dar a spune că noi nu mai vrem Uniunea Europeană, eu care sunt, adică mă consider un patriot adevărat, n-am îndrăznit să spun lucrul acesta. Dom'le, e cel mai bun proiect care s-a întâmplat. Oamenii au început să amenințe cu să ieșim din NATO, adică despre ce vorbim? Facem proiecte de dragul de a face, avem proiectul energetic care joacă un rol foarte important, încercăm să ne izolăm din nou singuri. Și vă dau un exemplu simplu, de fapt sunt 2 exemple, Nord Stream 2 și Turk Stream, da? Amândouă ne ocolesc, nu pentru că are cineva ceva cu România, ci pentru că nu suntem predictibili, pentru că nu avem dialog cu nimeni, pentru că nu știm sau n-am cerut absolut nimic. Din nou mai spun un lucru pe care l-am mai spus și îl repet de fiecare dată când am ocazia, aud tot felul de specialiști care spun Marea Neagră cel mai bun aliat al României. Este ca și cum am spune, ca să intrăm în camera asta, am trecut prin 2 uși și noi spunem că, domne, camera asta e cea mai importantă. Păi dacă n-ai pe unde să intri, cum ajungi în camera asta? De asta cred că trebuie să existe, e hotărător, să știți, anul 2019 și noua componență a Parlamentului European este hotărătoare pentru consolidarea Uniunii Europene sau apropierea față de cetățean. Pentru că cetățeanul în momentul de față a primit până acum foarte multe beneficii de la Uniunea Europeană, dar s-a înlăturat de actul decizional. Adică noi îi spunem, hai să facem grădinițe. Și am făcut grădinițe unde nu avem copii. Am făcut terenul de sport unde nu avem echipe de sport. Deci lucrurile astea trebuie modificate. Să nu ne mai fie frică să vorbim despre reformă. De aceea cred că este importantă, în următoarea perioadă, este importantă o dezbatere corectă, care să aducă în discuție absolut toți, să aducă la discuție absolut toți factorii decizionali care să înțeleagă că România este la o răscruce de drum, cum de altfel este și Europa. Da. Domnul Laurențiu Rebega, eu vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag la noi și mult succes în Mulțumesc foarte mult. Alegeri.